Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Platforma Electorală. Televiziunea Moldova 1 oferă concurenților posibilitatea de a-și prezenta platforma electorală. Participanții vor avea la dispoziție câte 5 minute pentru a-și convinge electoratul să-i voteze. În ultimele 20 de secunde în studio se va auzi un sunet, ceea ce înseamnă că trebuie să-și încheie discursul. Concurenții nu au dreptul să instige la violența publică, divulgarea secretelor protejate prin lege. Incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației a unei alte persoane, ofensa publică. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, atunci vom fi nevoiți să încheiem discursul. Vă reamintim că emisiunea Platforma Electorală nu este o emisiune interactivă. Așadar, primul participant din această seară este Maia Sandu. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Condițiile noastre vă sunt clare? Foarte clar. Atunci, start cronometru. Corupția este cea mai mare problemă a Republicii Moldova. O spun cetățenii, o spun sondajele, o spun experții și partenerii de dezvoltare. Din păcate, de-a lungul timpului, politicienii, în loc să devină modele de bun simț, au ales să-și fure proprii cetățeni. Este firesc să nu vrea să lupte cu corupția, împotriva corupției, atunci când ei sunt cei care beneficiază de aceste acte de corupție. Nu pot ei să-și taie creanga de sub picioare. De aceea, în tot acest timp, a fost mimată lupta cu corupția. Corupția mare este problema principală și din cauza corupției suntem săraci, din cauza corupției avem migrație, pleacă cetățenii noștri de acasă. De aceea, lupta împotriva corupției este prioritatea numărul unu pentru mine în calitate de președinte al Republicii Moldova. O să întrebați de ce anume eu, pentru că am demonstrat deja că pot să lupt cu corupția. Am făcut acest lucru când am fost la Ministerul Educației. Știu că unii dintre dumneavoastră s-au supărat la început, dar până la urmă cu toții înțelegem că trebuie să facem lucrurile corect, că trebuie să muncim cinstit și trebuie să apreciem efortul fiecărei persoane așa cum se merită. În acțiunile principale pe care vreau să le aduc astăzi aici ca să vă dovedesc că știu cum se luptă cu corupția, primul punct este angajamentul de a numi în funcții de răspundere și de a promova doar oameni integri. Indiferent dacă vorbim de funcția de prim-ministru, dacă vorbim de procurorul general, dacă vorbim de judecători, de șeful autorității integritate, aveți angajamentul meu că voi numi în aceste funcții importante doar oameni integri, doar oameni onești care nu au fost implicați în acte de corupție. O altă problemă cu care ne confruntăm sunt aceste relații cu firmele offshore. Cunoașteți că și furtul bancar s-a putut întâmpla doar pentru că nu știm cine sunt adevărații proprietari ai băncilor, nu știm cine sunt adevărații proprietari ai companiilor cu care statul alege să facă business. Vă promit că voi veni cu o inițiativă legislativă care să interzică relațiile dintre instituțiile statului cu aceste firme offshore, care și-au reședința prin Belize și în alte țări din America Latină, America Centrală, dar până la urmă tot oligarhii moldoveni își duc acolo banii și ne mint pe noi, încercând să se eschiveze și reușind să se eschiveze de la plata impozitelor și comițând aceste furturi atât în sistemul bancar cât și în alte sectoare ale economiei noastre. Lupta cu corupția trebuie să se întâmple la toate nivelurile, dar trebuie să demonstrăm, în primul rând, la nivel central. Trebuie să luptăm cu corupția mare, să transmitem un semnal foarte clar. Și atunci când toți oamenii care au comis aceste acte de corupție, care ne-au sărăcit pe noi, care au alungat din Republica Moldova cetățenii, vor ajunge să plătească atât cu libertatea, dar și cu propria avere, pentru că trebuie să le confiscăm această avere și să o întoarcem în bugetul de stat, atunci vom transmite un semnal clar că în Republica Moldova se merită să se investească, se merită să se investească în viitorul copiilor noștri. De ce eu? Pentru că nu am pe nimeni în spate, pentru că nu datorez nimănui nimic, pentru că nu iau bani și nu primesc indicații de la nimeni.
de la nimeni. V-ați convins de acest lucru atunci când am fost la Ministerul Educației. Așa cum am insistat și am promovat reforme uneori dureroase la Ministerul Educației, tot așa voi face acest lucru din funcția de președinte. Voi fi vocea și arma dumneavoastră. Vă voi reprezenta în dialogul și în discuțiile cu toate instituțiile statului care astăzi nu sunt și nu funcționează în interesul cetățenilor, pentru că sunt instituții care sunt controlate de anumite persoane și aceste instituții au uitat de responsabilitățile care le-au fost acordate prin lege. Este foarte important să înțelegem că astăzi trebuie să facem o alegere corectă și alegerea nu poate fi corectă atunci când alegem între oameni mânuiți de un singur păpușar. Nu poate fi o alegere adevărată atunci când se oferă alegere între clanuri mafiote. Alegerea este doar pentru o persoană corectă și onestă, o persoană care a demonstrat acest lucru atunci când a fost într-o funcție publică. Contez pe sprijinul dumneavoastră, contez pe faptul că și dumneavoastră credeți în oameni corecți și cinstiți și o să facem împreună echipă. Doamna Sandu, vă mulțumesc. Timpul dumneavoastră a expirat. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că candidatul care și-a prezentat platforma electorală este Maia Sandu. După o scurtă pauză, revenim cu cel de-al doilea participant. Este vorba de Mihai Ghimpu.